Turneul final al campionatului european de fotbal din 2020 se va desfășura într-un format inedit. UEFA a decis ca partidele să se dispute în 13 orașe din țări diferite. Pentru cele mai importante meciuri, semifinalele și finalele, se luptă Londra și München. Wembley și Allianz Arena sunt singurele stadioane candidate pentru meciurile din fazele finale ale întrecerii. România s-a înscris în cursă pentru un pachet standard care conține organizarea pe arena națională a 3 meciuri din faza grupelor, un meci din optim și unul din sferturi. Pentru aceste pachete se mai luptă alte 18 federații continentale. Votul pentru atribuirea organizării meciurilor începe joi, când se vor vota cele 6 sau 8 zone geografice. Vineri la ora 14, ora României, vom afla cu exactitate în urma votului Comitetului Executiv al UEFA, care vor fi orașele gazdă pentru Euro 2020. România a primit un raport favorabil din partea forului continental, singurele aspecte negative fiind cele legate de infrastructura care leagă aeroportul Henri Coandă și Gara de Nord de Arena Națională.